Ați asistat pe ecrane săptămâna trecută la masacru care a avut loc la numai câțiva kilometri, pași de casa noastră de acolo. A fost pe strada fiicei mele, a fost pe strada unui frate care locuiește acolo. Ați văzut imagini de-a dreptul insuportabile. 14 oameni care sărbătoreau liniștiți, omorâți, împușcați. Alți oameni care sărbătoreau acolo. S-a amestecat sărbătoarea sucurile lor cu sângele și cu fructele. Care este răspunsul? Închisoarea? Oh, gata, s-a rezolvat, i-am pușcat pe ăștia. Doi, era soț și soție, tineri, au locuit într-un orașel lângă Loma Linda. S-a rezolvat? No, nu s-a rezolvat. Răul are sămânța în sine. Și atunci când este spart un lucru de felul acesta, el aruncă semințe până departe. Nu aceasta este rezolvarea. Nu închisoarea, nu glonțul, nu forța, nu violența. Nu aceasta este rezolvarea. Rezolvarea este cea pe care a promis-o Domnul Hristos și despre care am auzit în prorocia lui Iacov. Până va veni Shilo, de el vor asculta popoarele. De el vor asculta popoarele. La aceasta trebuie să luptăm și să lucrăm noi. Ca prin tot ceea ce facem și tot ce suntem, să mergem cu ajutorul lui Dumnezeu în direcția luminii și să fiu găsit trăind și încheiind viața pe acest pământ, lucrând pentru împărăția aceasta a lui Dumnezeu.